problem. Pământul, casa noastră. De-a lungul istoriei am aflat constant tot mai multe despre planeta noastră. Curiozitatea nesfârșită a umanității pentru necunoscut ne-a determinat să explorăm dincolo de orizont. Când asta nu a fost suficient, ne-am dus spre cer și chiar ne-am aventurat dincolo de el. Dar există un singur loc, un singur loc care rămâne un mister, un loc în care întunericul aduce un sens nou cuvântului, oceanul. Acestea sunt 10 lucruri incredibile despre oceanele noastre. Dar înainte de a intra în subiect, nu uitați să apăsați butonul de subscribe pentru a vedea mai multe videoclipuri și clopoțelul de notificări pentru a fi printre primii. Și funcția de alăturete pentru a deveni membru fidel al canalului, pentru a mă susține direct și pentru a avea diferite beneficii. 1. Oceanele Pământului sunt unice în univers, din câte știm. Pământul este singura planetă sau lună cunoscută care are corpuri mari de apă lichidă pe suprafața sa. Planeta noastră se află în zona locuibilă, nu prea fierbinte, nici prea rece și cu suficientă presiune atmosferică pentru a împiedica apa lichidă de la suprafață să se evapore în spațiu. Deși nu știm încă alte planete sau luni cu oceane, cu apă lichidă, este posibil să existe și nu le-am găsit. În sistemul nostru solar există dovezi din ce în ce mai mari că planeta Marte poate avea apă lichidă nu la suprafață, ci în subteran. Există de asemenea dovezi puternice potrivit cărora oceanele lichide pot fi ascunse sub suprafețele groase de gheață ale 3 dintre lunile lui Jupiter, Europa, Callisto și Ganymede și a 2 dintre lunile lui Saturn, Titan și Enceladus. Pentru fiecare specie marină pe care o cunoaștem, cel puțin 3 sunt încă nedescoperite. Oceanele noastre mișună cu viețuitoare care variază de la balena albastră, cel mai mare animal de pe pământ, până la minusculi microbi. Dar nimeni nu știe exact câte specii diferite trăiesc în acest mediu. Nu există date pentru aproximativ 20% din volumul oceanului. Recensământul vieții marine, un proiect internațional de 10 ani pentru identificarea vieții în oceanele noastre, a găsit aproape 250.000 de specii. Dar oamenii de știință cred că cel puțin 1 milion de specii marine ar putea exista acolo, și asta fără zecile sau chiar sutele de milioane de tipuri de microbi care constituie majoritatea vieții marine. Ce știm este că viața oceanică supraviețuiește în cele mai extreme condiții. Oamenii de știință au descoperit viață care poate supraviețui la temperaturi care topesc plumbul, unde apa de mare se transformă în gheață sau nu există lumină sau oxigen. De fapt, zona întunecată a oceanului, cuprinsă între 1000 și 5000 de metri, cunoscută sub numele de zona abisală, are o gamă de viață maritimă mult mai mare decât am crezut cândva. Apele adânci din jurul barierei de coral din Australia găzduiesc o serie uimitoare de supraviețuitoare, cum ar fi meduza de mare Atola, care a fost descoperită de oamenii de știință australieni în 2006. Apa are nevoie de aproximativ 1000 de ani pentru a călători pe tot globul. Oceanele nu numai ca valuri, mare și curenți pe suprafață, au de asemenea un sistem de mișcare constant a circulației adânc-oceanic, condus de temperatură și salinitate. Cunoscută sub numele de bandă transportatoare oceanică globală sau circulația termohalină, acest curent adânc-oceanic are unul dintre pornirile sale în regiunea polară din apropierea Norvegiei. Pe măsură ce gheața marină se formează, apa lăsată în urmă devine mai sărată și mai densă și începe să se scufunde, făcând loc pentru apa mai caldă și mai puțin densă să iasă la suprafață, care la rândul său devine destul de rece și sărată pentru a se scufunda și ea. Apa densă se scurge de-a lungul fundului oceanului până la emisfera nordică, până la Oceanul de Sud, unde se contopește cu mai multă apă densă în Antarctica și este măturată în Oceanul Indian și Pacific. În cele din urmă se amestecă cu apa mai caldă și se ridică la suprafață înainte de a-și găsi drumul înapoi spre Atlantic. Poate dura până la 1000 de ani pentru a finaliza acest ciclu. Jumătate din tot oxigenul pe care îl respirăm este produs în ocean. O parte din acest oxigen este produs de alge și de plantele marine, dar marea majoritate a oxigenului este produs de fitoplancton, organisme microscopice unicelulare care au capacitatea de a face fotosinteză. Aceste creaturi minuscule trăiesc în stratul superior al oceanului, și în lacuri și în râuri, și formează chiar baza lanțului alimentar acvatic. În timpul fotosintezei, fitoplanctonul elimină dioxidul de carbon din mări și eliberează oxigen, iar carbonul devine o parte din corpul lor. Oceanele pot părea vaste, dar sunt mici în comparație cu dimensiunea totală a planetei noastre. Aproximativ 71% din suprafața Pământului este acoperită în apă, dar adâncimea medie a oceanelor este de doar 4,2 km.
Cel mai adânc punct este groapa Marianelor din Oceanul Pacific, la aproximativ 11 km sub nivelul mării. Pentru a vă face o idee despre cum se compară adâncimea medie a oceanelor cu scara Pământului, imaginați-vă că dacă cea mai înaltă clădire din lume, Burj Khalifa din Dubai, de 829 de metri, ca fiind distanța din centrul Pământului până la suprafață. Adâncimea medie a oceanelor ar fi echivalentul la doar 10 cm din vârf, iar muntele Everest ar fi doar cu încă 21 de cm mai sus. Toată apa de pe pământ, oceanele care reprezintă 96,5% plus apele subterane, râurile, lacurile, zăpada și gheața, s-ar încadra într-o sferă de aproximativ 1385 de km în diametru, potrivit sondajului geologic din America. Diametrul pământului este de aproximativ 9 ori mai mare, adică de 12.700 de km. 6. Valurile sălbatice există cu adevărat. Timp de secole, folclorul maritim a avut povești despre valuri gigantice care au apărut fără niciun fel de avertisment în mijlocul oceanului și scufundau navele, chiar și pe vreme bună. Aceste valuri sălbatice nu sunt neapărat cele mai mari valuri găsite vreodată pe mare, ci valuri izolate mult mai mari decât ceea ce orice echipaj s-ar putea aștepta într-o anumită stare a vremii sau a oceanului. Prin definiție, aceste valuri sunt cele a căror înălțime este de două ori mai mare decât a condițiilor predominante. Cele mai mari valuri sălbatice măsurate științific au fost întâlnite în februarie 2000 de către nava de cercetare oceanografică britanică RRS Discovery. În vestul Scoției a înregistrat valuri individuale de până la 29,1 metri, aproape de înălțimea unei clădiri de 10 etaje. Cauzele acestor valuri nu sunt complet înțelese, însă par să se întâmple mai des atunci când un curent puternic oceanic contravine direcției valurilor. Oceanele dețin de aproximativ 50 de ori mai mult carbon decât atmosfera. Apa rece poate dizolva mai mult dioxid de carbon decât apa caldă, astfel încât regiunile polare reci sunt absorbante nete de dioxid de carbon. Dar pe măsură ce apa rece își găsește drumul către zonele tropicale mai calde, oceanele eliberează dioxidul înapoi în atmosferă. Pacificul ecuatorial este considerat a fi cea mai mare sursă naturală de dioxid de carbon din atmosferă. Cea mai mare parte a acestui carbon este schimbată cu atmosfera la o perioadă de timp de câteva sute de ani. Înainte de Revoluția Industrială, absorpția și eliberarea dioxidului de carbon pe pământ și în ocean era într-un echilibru dinamic. De atunci, se crede că oceanele au absorbit aproximativ jumătate din dioxidul de carbon eliberat din arderea combustibilor fosili, restul rămânând în atmosferă. Marele petic de gunoi este mai mult ca o supă de plastic. Existența marei insule de gunoaie din Pacificul de Nord a fost confirmată în 1997. Aceasta se află în centrul unui mare curent rotativ oceanic. De atunci, o supă de poluare plastică a fost găsită în centrul tuturor curenților rotativ majori ai lumii, în Pacificul de Sud, Atlanticul de Nord și de Sud și în Oceanul Indian. Coșul de gunoi din plastic durează foarte mult timp pentru a se degrada în ocean. Acțiunile luminii solare și a mișcării valurilor tind să rupă obiectele din plastic în bucăți mai mici și mai mici, până la final devenind mai mici decât un bob de nisip. De aceea nu există o insulă plutitoare evidentă de resturi de plastic, ci mai degrabă o supă fină de particule de plastic care plutesc într-o coloană de apă. Se crede că aceste particule fine sunt ca bureții, concentrând poluanții precum PCB, DDT și HAP. Atunci când particulele sunt ingerate de către viețuitoarele care se hrănesc prin filtrare, intră în lanțul alimentar și în final în peștii destinați consumului uman. De asemenea, adăposesc colonii unice de microbi, dar este prea devreme să spunem ce impact va avea această plastisferă emergentă asupra mediilor ecologice marine. Materialele plastice au fost utilizate pe scară largă numai după 1945, dar pot fi găsite deja în toate părțile mediului marin, de la suprafață la fundul oceanelor. Oceanul Atlantic este din ce în ce mai mare și Oceanul Pacific devine tot mai mic. Acum 20 de milioane de ani nu exista Oceanul Atlantic, însă datorită plăcilor tectonice, continentele sud-americane și nord-americane au fost separate de ovale care în cele din urmă s-a transformat în Oceanul Atlantic.
Formele complementare ale continentelor sud-americane și africane au fost observate de multă vreme, însă abia în anii 1960 a devenit acceptată teoria explicării plăcilor tectonice. În aceste zile, Oceanul Atlantic este în creștere cu o rată de 5 cm pe an, întrucât noul fund marin este creat de activitatea vulcanică de-a lungul coastei sale din mijlocul oceanului. Pe de altă parte, se estimează încă în prezent, mult mai vechiul Ocean Pacific scade cu 2 până la 3 cm în fiecare an. Din nou, aceasta se reduce la plăcile tectonice, deoarece Oceanul Pacific are zone de subducție pe trei părți, adică unde placa Pacificului se scufundă sub alte plăci. Inelul de foc din Pacific mapează în general zonele în care are loc această subducție și reprezintă aproximativ 90% din cutremurile lumii. Cel mai îndepărtat punct din oceane se numește punctul Nemo. Partea oceanului cea mai îndepărtată de pământ se află în Pacificul de Sud și este cunoscută sub numele de punctul Nemo sau polul inaccesibilității. Punctul Nemo nu este un punct propriu-zis, întrucât evident nu există nicio bucată de pământ. Este pur și simplu un loc în ocean care se întâmplă să fie la 2688 de kilometri de cel mai apropiat petic de pământ. Insula Ducie, la nord, Motu Nui, una dintre insulele Paștelui, la nord-est, și insula Maher, partea Antarcticii la sud. Numele Nemo provine de la capitanul Nemo al lui Jules Verne din 20.000 de leghe sub mări, nu din filmul În căutarea lui Nemo. Dacă mergeți pe Google Earth și măriți până la aceste coordonate, veți găsi acolo că este marcat. Acestea au fost 10 lucruri incredibile despre oceanele noastre. Mulțumesc că v-ați uitat până aici și nu uitați să apăsați butonul de subscribe, like și să lăsați în comentarii părerile voastre. Ne auzim data viitoare!